Bună ziua și bine v-am găsit astăzi. Am zis să vă arăt câte ceva. Începem așa. Începem cu două rame nou construite, un pic de miere. Și de ce vreau eu să vă arăt așa? Fiindcă astea două rame sunt scoase de la o colonie. Mergem la ea acum. Iată, aici ajungem. Aici vom filma despre ce e vorba. Aici este, cred că se vede, aici este fica măcii roșii care n-a fost băgată în izolator. Mă așteptam să fie plin cu boci. Azi chiar am crezut că roise, dar iată ce am găsit eu aici. Nici măcar o botcă, dar aici ce vă arăt eu acum e jumătate. Ia să vedem. Am văzut cupule. Iată cum arată ea. Aici avem un pic de păstură. Un pic de păstură, da? Miere nu are jos deloc. Dar, în schimb, are sus în cap. Iată. I-am mai luat două rame alea care vi le-am arătat, le-a construit. O să le duc în filmul următor la nucleele formate. Iată așa arată ea. Deci, polen și puietă. Iar în partea de sus are miere. Nu mă așteptam ca jos să nu fie deloc. Dar mă așteptam în primul rând să aibă sute de boci. Sute și sute de boci. Dar în acest caz nu avem probleme. Acum, azi a fost o zi mai caldă. De două săptămâni am avut numai temperaturi negative. Negative. Joase. Am avut maxime și de 13 grade. Probabil s-a întâmplat și în restul țării, nu e numai la mine. Unele colonii au intrat în friguri, unele au și roit. Colonii care au fost pregătite pentru creșterea măcilor. Cele izolate arată foarte bine, acum am dat drumul la măci. Am făcut un tratament antivaroa, nu avem infestare, au căzut aproximativ, cel mai mult au căzut 60, aici avem și ouă. Avem și ouă aici. Asta mă interesa și acum o să lucrez albina. Deci azi a ieșit afară puietul tânăr. A fost nebunie aici. A fost o nebunie mare de tot. Și acum dacă au un pic de cules o să rupă. Ia să mai ne uităm la rama asta. Nu văd boci. Are un pic de pui. Bine. Aici aduc o foaie, chiar dacă vedeți că aici jos nu are mâncare. Așa. Iar să aducem o foaie. Aici e mama ei și și din sat tot așa arată. Iar să aduc o foaie.
Am adus o foaie și acum o introduc. Aici. Așa. Bun. Deci în partea de jos am verificat dacă nu cumva are bot. Acum venim în partea superioară. Aducem catul. Vreau să vă arăt cam cum se prezintă, fiindcă eu aduc ramă cu ramă la cat. Așa. O să văd dacă se vede și în cat. Îndreptăm un pic. Mai mult. Așa. Acum e bine. Aici am avut niște trântori, am tăiat. Îi punem la margine. Și aici niște puieți. Am adus sus și acum să aduc ramele lui din cat. În cap găsim așa, miere, miere căpăci. Jos este puietul răspândit pe mai multe rame. Mai avem o ramă goală aici, un pic de nectar. Lăsăm aici, la ce putere are această colonie, consider că o să fie destul de puternic. Pentru orice tip de cules. Iată și aici avem nectar, ăsta tare mie că este adus de azi. Bană, e mai vechi. Nu și rama asta în partea aia la altă. O altă ramă cu mâncare. Avem aici. Noi scoatem mâncarea doar dacă se umple capul ăsta full, atunci poate mă gândesc să-i scot, dar trebuie întreținuți și roișorii. Avem una alta cu puiet. Arată bine. Nu am oprit marca din oată la, deci la această colonie. Fiindcă am vrut să văd dacă va intra în friguri, ea fiind tânără, este un reper pentru anul ce vine. Așa. Iată, aici avem și puiet larvar. Nu prea se vede, dar este. E o condiție foarte bună.
Deci are un pic de mâncare. Dacă mai ținea vremea asta de noiembrie încă vreo două săptămâni, veneam cu turte la ea, cu turte de 5 kg. Cam așa se prezinte. Bun. Aici sunt ramele cu mâncare, cât mai e. Un pic acolo. Ultima ramă cu mâncare. Deci avea mâncare așa pe vreo câteva zile, să zicem. Și cam așa se prezintă această matcă. Acum o să mă duc să duc niște rame la măcile scoase afară. Iată, așa vine, nu mai punem nimic, punem doar capacul. După asta am încheiat aici. Deci acum închei filmarea și mergem la următorul.